Raed Arafat face declarații. Hotărâre s-a adăugat la țările care au fost menționate ieri și Malawi, iar în plus s-a stabilit că Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Afacerilor Interne prin DSU și Ministerul Transporturilor vor lucra împreună pentru repatrierea cetățenilor români care nu pot să ajungă înapoi în România din cauza perturbărilor care sunt acum cu transportul aerian din zona respectivă. Mai multe curse fiind anulate și celelalte fiind pline care ajung în Europa. Așa că am început să întreprindem măsurile împreună cu, cum am zis, cu Ministerul Afacerilor Externe și cu Ministerul Transporturilor prin Tarom pentru trimiterea unui avion la decizia guvernului care va pleca București, Mombasa, Pretoria, Mombasa, București și care urmează să aducă cetățenii români, dar vom oferi și prin mecanismul de protecție civilă europeană și un număr de locuri pentru cetățenii europeni ale altor țări membre UE pentru a-i repatria până la București cel puțin, după care de aici se stabilește cum ajung la țările lor. Hotărârea de guvern care a fost emisă astăzi a fost necesară pentru a stabili interdicția de intrare în țară a cetățenilor țărilor următoare: Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambic, Namibia, Africa de Sud, Zimbabwe și Malawi. Normal că este o interdicție temporară și care este în această perioadă în concordanță cu ce s-a stabilit la nivel european, urmând să urmărim evoluția noi variante sau tulpini care există și să vedem care vor fi deciziile în următoarele 2-3 săptămâni. Bineînțeles, cetățenii români, cetățenii europeni care vin din această zonă, ei pot să vină înapoi, dar, cum s-a anunțat ieri, vor intra în carantină de 14 zile sau, dacă testul la 8-lea zi este negativ, de 10 zile atunci. Plus obligativitatea unei testări la sosire în țară. Mai sunt 2-3 aspecte care vreau să le lămurim, având în vedere că au făcut parte din discuții în spațiul public. Parada de la 1 decembrie. Interdicția de a intra în zonă pentru cei care nu sunt testați și permise doar pentru cei care sunt vaccinați sau trecuți prin boală se aplică numai zonei oficiale. Nu și zona care este în apropiere, unde de regulă stau oamenii și urmăresc paradă. Acolo, singurele reguli care se aplică sunt regulile de sănătate publică și purtarea măștii, care este obligatorie. În rest, interdicția de intrare decât celor vaccinați sau trecuți prin boală se aplică zonei oficiale, unde vor fi invitații oficiali și unde este o zonă limitată cu un număr de persoane limitat. Același lucru se aplică și recepțiilor oficiale care sunt permise în ziua respectivă cu un număr limitat, unde din nou vor intra doar persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Deci pentru populația generală nu există interdicție, există doar obligația de a respecta măsurile de sănătate publică, distanțarea și purtarea măștii, care este obligatorie. În al doilea rând, s-a discutat de meciurile de fotbal, că ele încep la ora 20 și se termină mai târziu decât ora 21 pentru persoanele care se întorc acasă. În discuția care am avut-o acum și care a fost pusă problema respectivă, s-a hotărât că persoanele respective pot arăta chiar biletul lor de la meci și să spună că se întorc de la meci și că sunt pe drum acasă. Deci asta este hotărârea, nu trebuie modificări, nu trebuie alte modificări în legislație. Bineînțeles, Ministerul de Interne va trimite o instrucțiune la organele de control că să știe de acest lucru. Nu sunt meciuri în fiecare zi, sunt puține, și se va aplica această regulă că la întoarcere acasă persoana arată doar biletul de la meci și că este pe drum către casa dacă a depășit ora de limită. Deci astea sunt punctele care am vrut să le clarific. Dacă aveți întrebări, vă rog.
lui Zagirade de la TVR. În primul rând, care e starea românilor care se află în Africa de Sud? N-au nicio problemă. Singura problemă este că nu pot să se întoarcă. Fie că nu sunt locuri în avioanele care trebuiau să se întoarcă cu ele. Ei aveau, din ce am înțeles, bilete, dar avioanele lor au fost anulate, așa că nu e problemă pe linie medicală, este doar problemă că ei sunt rămași acolo și trebuie repatriați în țară. Și decizia guvernului a fost să-i repatriem cât mai repede, să fie chiar aici de 1 decembrie și acest lucru este în curs de realizare. Au fost testați? Vor fi testați oricum înainte să urce și vor fi testați și când ajung și vor intra și în carantină când ajung, exact conform regulilor care sunt stabilite. Modificarea făcută astăzi în legislație privind acest mecanism european pentru protecție civilă permite repatrierea românilor care sunt și în alte țări în momentul în care țările respective vor intra pe această listă? Acolo a fost hotărâre CNSU, nu modificare legislativă, dar mecanismul de protecție civilă are un, are un mod de asistență consulară în el, ce înseamnă că noi putem să spunem că vom merge după un număr de cetățeni români și că vom pune avionul. Dacă alte țări au cetățeni de-ai lor și vor să-i trimită cu noi înapoi, mecanismul de protecție civilă europeană cofinanțează zborul, dar, bineînțeles, o parte îl cofinanțează statul român, care este asumat această treabă. Deci, în ambele situații, chiar dacă mergem numai după cetățenii români sau dacă vom merge și vom aduce și cetățeni europeni cu noi, acest zbor se va desfășura și cel mai probabil plecarea va fi mâine, adică noaptea asta, din ce am înțeles, dacă nu se schimbă ceva, sunt în curs de rezolvare toate problemele, ce înseamnă mâine cândva va fi acolo și după asta va prelua pasagerii și se va întoarce. Se lucrează foarte îndeaproape cu Ministerul Afacerilor Externe și cu ambasada noastră în Africa de Sud. Voiam să vă întreb, pentru că Tanzania, de exemplu, o țară din zonă, e o destinație turistică inclusiv pentru români. În situația în care vor apărea și acolo cazuri și vor fi probleme de zbor. Deci noi am zis ieri și am sfătuit cetățenii români să evite aceste zone. Deci zonele respective poate să intre și alte țări în listă țărilor care acum au interdicție asupra lor. Așa că sfatul nostru de ieri, încă când am fost cu domnul ministru Rafil, am zis că să evite deplasarea acolo, că să evite să rămână acolo sau chiar să se îmbolnăvească acolo și să fie problemă mult mai complicată pentru recuperarea lor. Deci asta este ce sfătuim pe toți cetățenii români la acest moment. Mulțumesc! Bună ziua, Miruna Mihailovici, Realitatea Plus. În primul rând, spuneți-mi dacă au fost solicitări de la alți cetățeni străini, europeni, care să vină în această... După ce postăm pe mecanismul de protecție civilă, vom ști de acest lucru, pentru că la acest moment noi știm de solicitările din partea cetățenilor români, dar pentru alte țări, după ce se postează, și deja cred că au postat-o colegii mei, că trebuiau să aștepte aprobarea hotărârii CNSU, după asta vom afla de la alte țări dacă au cetățeni care doresc să-i aducem cu noi înapoi. Și referitor la această nouă tulpină, vedem că se intensifică discuțiile în Europa. Austria este în lockdown total, Israelul este prima țară care și-a închis complet granițele. Se vorbește despre măsuri, restricții mai dure. Care este poziția României? Am putea și noi să adoptăm o poziție similară? Deci noi la acest moment aplicăm regulile care sunt stabilite la nivel european. La acest moment în Europa nu se discută de închidere de granițe sau așa ceva, dar se discută de limitare de acces a cetățenilor din țările respective și persoanele care se repatriază fiind cetățeni europeni să intre printr-un mecanism mai strict de carantinare. Țările care au închis granița sunt, de exemplu, Marea Britanie, care e insulă în final și este foarte ușor să faci acest lucru într-o insulă. Și același lucru inclusiv Israel, unde granițele mult mai ușor se controlează ca și acces extern, pentru că accesul extern la ei cel mai mult este pe cale aeriană. Așa că în Europa nu văd cum să se închidă integral granițe sau așa ceva, deci nu văd asta ca o soluție și nici nu a fost aplicată înainte, dar interdicția de zboruri, de anumite linii de zbor, interdicția de acces a anumitor cetățeni care sunt din zonele afectate, care nu sunt cetățeni europeni, măsuri de sănătate publică, asta oricând pot să fie intensificate, depinde ce decizii se vor lua, inclusiv și ce recomandări vor fi la nivel european, la nivel de OMS și așa mai departe.
Și aș vrea, vă rog, să ne lămuriți și referitor la certificatul verde. Spunea ieri Ministrul Sănătății că acesta nu va mai fi obligatoriu la locul de muncă în situația în care incidența este... Aici e o discuție în Parlament, nu am ce să explic mai mult. Așteptăm să vedem care va fi decizia finală. Ieri a explicat domnul ministru clar care vor fi demersurile, dar este o discuție care va fi la nivelul Parlamentului sau la nivelul Guvernului și vedem după asta care va fi dar soluția. Dar mai este nevoie de acest certificat? Pentru că premierul Nicolae Ciucă spunea în urmă cu doar câteva zile că este nevoie de implementarea. Vă rog, deci astea sunt lucruri care sunt declarații ale miniștrilor, primului ministru, nu le comentez, deci asta vor fi ulterior clarificate, bineînțeles, după ce vor trece fie la nivel guvernamental sau chiar la nivel parlamentar, dacă va fi nevoie. Și știți că este o discuție la nivelul Parlamentului, deci vom vedea care va fi decizia finală. Mulțumesc. Mulțumesc. Ana Maria Băun, Digi24. Celelalte state au avut inițial pe listă și Malawi, când a venit vorba de lista cu statele din zona roșie. De ce a fost nevoie, iată, după ziua de ieri, de o nouă ședință pentru a introduce această țară? Pentru că sunt două liste care au fost. S-a lucrat după o listă care era listă pe transporturi și pe interdicția de avioane și care acolo nu era menționată Malawi și după care era a doua listă care era menționată Malawi. În final, din ce s-a întâmplat între ieri și astăzi, impact negativ cu siguranță n-a fost. A fost anunțat și Malawi. Deci la noi s-a anunțat Mozambic, care este la limită, bineînțeles, știți foarte bine. Și asta era din cauza diferitelor liste venite tot la nivel european. Acum s-au integrat și totul este bine și avem și Malawi integrat. Din datele pe care le aveți dumneavoastră, ce alte state ar putea intra în zona roșie? Știm că încă de ieri le-ați recomandat tuturor să evite deplasările în mai multe zone. Da, n-avem de unde să știm, dar fiind o variantă nouă și cu răspândire rapidă, poate încet, încet țările vecine țărilor care sunt acum cu probleme să înceapă să aibă aceeași problemă. Deci nu știm încă la acest moment, nu putem să anticipăm, să spunem țara cu tare sau țara cu tare. Dar asta e și motivul de ce s-a luat măsură de interdicție de zboruri. În final, tulpina va ajunge peste tot. Asta nimeni nu va putea să oprească. Am văzut asta și când a început pandemia în China. Singurul lucru care se face acum este întârzierea răspândirii și cumpărare de timp până aflăm dacă răspunde la vaccin, nu răspunde la vaccin, dacă e mai ușoară, dacă impactul ei pe sănătate e mai grav. Deci asta toate sunt lucruri care acum se analizează și se studiază de către specialiști și de către oameni de știință care vor veni cu concluziile lor în următoarele săptămâni. Și pentru că ați menționat vaccinul, aș mai avea o întrebare dacă îmi permiteți. Sunt persoane care se întreabă acum dacă, care nu sunt vaccinate și încă evită această decizie, dacă nu avem încă date exacte care să arate că vaccinurile deja existente pe piață nu sunt eficiente, de ce ar trebui să se vaccineze? Îmi pare rău, vorbim aici de două chestii. Vorbim de vaccinurile care sunt funcționale pe toate tulpinile care au fost până acum și acum avem o tulpină care nu știm încă care este impactul ei. Deci n-ai cum să vii să spui, păi pentru că a apărut tulpina asta, eu nu mă mai vaccinez. Va dura încă mult timp ca să devină această tulpină neapărat, să zicem, predominantă. Și atunci vaccinul în continuare protejează și este soluția pentru a opri următoarele valuri. Până să vedem cum ajunge tulpina asta, dacă devine predominantă, în cât timp, poate între timp, se vor găsi soluții tot prin modificarea vaccinurilor pentru ea. Asta toate sunt lucruri care urmează să avem răspunsuri la ele în următoarea perioadă. Mulțumesc. Dacă mai sunt întrebări. Bună ziua, Cristina Ștefan, Antena 3. Voiam să vă rog dacă ne puteți spune dumneavoastră legat de secvențiere. Știm că inclusiv premierul a spus că o să inventariem capacitatea, însă ieri știm că s-a anunțat deja că se vor prelucra probe de la pacienții în stare severă. Dacă ne puteți spune, s-a început deja această procedură? Ce pot să vă spun, și aici informația obțineți mai bine de la INSP, dar ce pot să vă spun este că da, INSP-ul a transmis la spitale pentru a recolta de la pacienții care sunt cu risc de a fi infectați cu această tulpină, pacienții în stare critică, pacienți care e o suspiciune că tulpina să fie una diferită, adică să fie recoltări care să se trimită pentru testare și există centre care pot secvenția.
numărul lor, cum se va face această treabă, poate fi adresată întrebarea către INSP pentru a vă răspunde clar, să nu vă dau eu informații eronate. Și încă o întrebare, având în vedere că această variantă a fost deja depistată atât în Italia cât și în Germania, dacă am putea avea măsuri și cu privire la aceste țări care au deja confirmate cazuri cu varianta... La acest moment, cum am zis, deciziile sunt decizii la nivel european și vom vedea cum evoluează. Faptul că au fost depistate 1, 2, 3, 4 cazuri care tot proveneau din zona Africii, asta nu înseamnă automat că închidem cu toată lumea deplasările, dar trebuie mare atenție și trebuie respectate toate regulile de sănătate publică, indiferent unde ne deplasăm. Protecția cea mai importantă e asta, e mască. Masca protejează în mod egal cum a protejat până acum, protejează mai departe orice persoană care o poartă când circulă să nu contracteze virusul. În rest, măsurile vor fi măsuri luate la nivel european. Există un grup de coordonare și de armonizare a măsurilor în acest sens care se discută în cadrul lui și care vine cu recomandările exact ca și recomandările care noi le-am aplicat acum. Și bineînțeles, mai este și Organizația Mondială a Sănătății. Mulțumesc! O zi plăcută! Red Arafat a anunțat noi măsuri luate astăzi în ședința de guvern. Românii blocați în Africa de Sud vor fi repatriați. Aceasta este informația de bază. Va fi trimisă o aeronavă care are mai multe locuri, poate să preia și cetățeni din alte țări. Și a mai adăugat o țară pe lista roșie, este vorba despre Malawi. Este posibil ca această listă să se extindă, ne spunea ceva mai devreme și ne spunea de altfel și ieri seară Raed Arafat, că este posibil ca și alte destinații, poate chiar importante din punct de vedere turistic, să intre pe listă cu restricții, pe lista cu restricții care au fost aduse odată cu apariția variantei Omicron. Nu se închid granițele, dar se pot lua decizii noi oricând, așadar.